seara, dragi telespectatori, și bine ne-am reîntâlnit într-o ediție frumoasă a emisiunii Fight Club, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi, de marți și joi, dar de data aceasta cu ediții speciale, pentru că urmează gala Next Fighter pe 28 noiembrie. După cum v-am obișnuit, sponsorul principal Las Vegas aduce mulțumiri și prezentatorii acestei emisiuni. La vine Mihaela Târzianu, mă autoprezint, și colegul meu prea mărit și prea bucuros și prea chelios. Eu nu ți-o tot direcție. Bun găsit. Prea lucios, da. M-am pieptănat dimineața cu lama. Eu de la Constanța, știi cum se văd becurile pe faleză acolo la noi? Nu lucește faleza aia, lucește. Mulțumesc. Și prea mărită și prea fericită să fie invidios pe mine. Avem doi invitați care au fost la fel selectați să lupte în gala Next Fighter. Îl voi prezenta eu pe invitatul din dreapta mea, stânga dumneavoastră, pe Răzvan Bârzu, Donald. Și în stânga mea, dreapta dumneavoastră, de Crăciun fi mai bun, fi adevărat. Spune da, nu spune nu. La Next Fighter, alături de noi astăzi, este Adrian Crăciun. Bună seara și bine ai venit. Hai, văd ce frumos te-am prezentat. Foarte cu atmosfera de sărbătoare. Noi ne bucurăm de fiecare dată de invitații care ne trec pragul. Vreau să-i spun și eu oficial bună seara lui Donald. Bună seara, bine v-a găsit. Ce-a făcut? Bine v-a găsit. A, ne-ai găsit și da. Te-am întâlnit. Eu n-am fost până acum la Disneyland. N-am mai fost, dar aș mai vrea. Bravo. Ce faceți, dragilor? Uite, încep cu Adrian. Adrian, cum ești? Te-au cuprins emoțiile? Pentru că au mai rămas doar câteva zile până la... Nu, chiar deloc. Nu sunt emoții. N-ar avea de ce, sunt pregătit. Când ai aflat că ai fost selectat și că vei intra în cușcă cu Donald, ce părere ai avut de această selecție, mă rog, care a avut loc tot aici la noi în emisiune prin tragere la sorți? Sincer, mă așteptam, pentru că părea să fie singurul de calibru meu. Și aștept. Câte kilograme ai? 85. Cine te-a determinat să intri în cușcă sau ce te-a determinat? Ai practicat acest sport în trecut? Am mai practicat, nu acest sport, am practicat box când eram mai mic. Și întotdeauna mi-au plăcut luptele, mi-au plăcut sfidările. Ce vârstă ai? 20 de ani. Mulți înainte. Mulți ani înainte. Donald, tu cum te-ai înscris? Ai crezut că vei fi selectat? Eu de asta mi-am făcut și TikTok, tot pentru treaba asta să vii și mă bate aici. Dar mie mi-e greu să înțeleg. L-ai provocat pe Ștefan Crăciun. O să-l bat, atât eu să-l fac apă de Crăciun. Dar mai încă să-l bat pe el. Păi pe el îl cheamă Crăciun. O să-l bat pe amândoi. De Crăciun bați de Moș Crăciunii. O să-l bat pe el și după o să-l bat și pe Ștefan Ciurescu. Dar cu Ștefan ce ai? Tu-mi place mie de el. Nu-ți place? Da. Dar să mă cânt oana, oana avea dros pe ei. Să vină să mă cânt unul mai bun. Păi și tu te vezi mai bun decât... Cu siguranță. Te-ai mai luptat? Da. Ai mai făcut sportul de contact? Da. Nu? Da, da. Păi și cum crezi tu că poți să-l bați? Așa, bine. Până la Ștefan, uite, l-ai pe ai Adrian de trecut de mine, Crăciun. Mai ai de trecut de el. Eu vedea unul ăsta. Câți ani ai... 23. 23? Da. Mulți ani înainte. Cine te-a determinat să intri în cușcă nemai practicând acest sport? Doar pentru simplu fapt că urmăreai galele Eric Sef? Îmi place să mă bat și ăsta e visul meu, să mă bat eu. Îmi place eu să mă bat. Se pare atât de amuzant cum vorbim. Cât crezi că va rezista în cușcă cu tine Adrian Crăciun? Vă vedea. Dar cum ți-ai dat seama că ai abilitatea asta de a fi un Donald Junior? Pe așa, pur și simplu, am început ușor, și apoi am început să produc cuvinte. Și când ai ieșit prima dată în oraș cu o fată, ai vorbit așa cu ea? Da. Ai vorbit normal? Am vorbit normal, da. Și cum vorbești normal? Nu pot să spun. Am înțeles. Părinții tăi și apropiații, ce au spus când au auzit că tu trebuie să te duci să lupți în cușcă? Am fost foarte fericiți. Mama m-a super entuziasmată. Mă susțin toți. Te susțin toți? Da. Părinții tăi ce au spus? Părinții mei n-au fost fericiți din punctul de vedere pentru că nu le place să fiu lovit și doar motivația asta nu au față de mine, dar în rest
mă susțin. Deci fizic nu o să fie la gala alături de tine, că n-ar suporta mama să te vadă la... Nu. Ești singur la părinți? Nu, mai am o soră mai mare, care mă susține. Să fiți sănătoși. Ea mă susține, doar că ea, mama și bunica mea, nu... Nu, din punctul dacă le-ai mai spus că o să te bați și cu Donald? Nu, nu știu treaba asta. Am înțeles. Nu știu adversarul încă. Deci o să distrugi dacă îl bați pe Donald copilăria multor copii? Categoric. Dar vrei să-l, vrei să-l bați de să-i sară fulgi în cușcă acolo? Categoric, o să-l jumulesc. Ai auzit ce a declarat, că o să te jumulească. O să vedem, o să... Dar de ce să distrugă copilăria unora? Pentru că vrei să zic că e o provocare să se bată Donald în cușcă. Păi stai puțin, că dacă îl bate pe Donald, distruge dacă copilul. Dacă îl bate, da. Copilul. Și dacă tu reușești să-l bați pe el, crezi că îți va aduce un plus de, nu știu, atenție în rândul copiilor? Probabil, nu știu. Ți-a fost frică când ai auzit ce adversarul să ai, absolut deloc. Adrian? Absolut deloc. De ce ai vrut să te înscrii? Crezi că vei câștiga și popularitate și mai mare după toată povestea asta cu RXF? Cu siguranță. Și uitați-o și buburi! Buburiada! Tu crezi că vei deveni mai popular? Posibil, doar că probabil o să primesc mult hate din partea copiilor pentru că le-am distrus idolul. Păi și hate-ul e bun, să știi, pentru da. Că asta înseamnă că vei avea urmăritori. Categoric, da. Cine l-a distrus pe Donald? Crezi că Donald, așa cum vorbește el, va avea suporteri mult mai mult decât tine? Din punctul ăsta de vedere, doar pentru personajul lui va avea mulți urmăritori, dar în spatele personajului nu se știe. Uite, eu văd că l-ai tatuat acolo pe Minnie Mouse. Da. Minnie Mouse îl va bate pe Donald? Probabil. El era personaj principal. E Mickey față acolo. De Donald. Mickey. Da, Mickey, nu Minnie, așa da. E că nu are fundă. Mickey era Mickey. Peste Donald și așa va fi și luni, la gal. Lasă vezi! O să bubui, o să bubui! Vreau să te întreb ceva, cu ce te ocupi în viața de zi cu zi personală? Ești student? Sunt șaurmar. Da? Da, sunt șaurmar. Și n-ai venit la noi în platou azi cu o șaurma, dacă toți pe asta dacă ne face știam. Aici poftă, luăm și noi cina la Fight Club cu cea mai bună șaurma făcută de Adrian. Câștigați bine voi șaurmarii. Eu am făcut, să știi, în trecut la un alt post de televiziune, când făceam materiale cu meseriile, vreau să spun că am avut meseria de șaurmar, am aflat foarte multe lucruri din culise și munca de acolo, am practicat și am văzut cum se face. Întâmplarea face că în urmă cu ani de zile la liceu unde eu am studiat, am avut un fast food și nu este atât de simplu, stai într-o temperatură destul de ridicată, sunt niște ore în care chiar ți se solicită foarte multă activitate, adică nu ai pauză, cred că doar să servești așa mâncărica care și-a emers. Da, nu? Cam așa, da. E de apreciat. Bravo, Adrian. Tu, Răzvan? Eu trage pavaj, pun pavaj. Pavezi? Da. Ce pavezi? Urci, stigaz, pun pavaj, peste tot. Pui pavele? Da. Și cum le pui? Cu moza! Nu, auzi, dar le și cânti, le zici ceva așa, Donald... Dă-o de cu o supără, în soate, orele. Îți grele? Da! Dă-mi de bani orice, îți dau seama, atât îmi place de ele. E bine să cred că eu... Șaorma mănânci? Păi de urmă mă arde, de urmă nu mai mănânc. O să-mi mănânc pe el, șaorma ce fac. Eu zic că o să inventăm o nouă șaorma, cu carne de rață. Vă-mi vedea? Mai știi un nou concept adus, da, nu? Da, acum o să avem un nou meniu. Cu carne de rață. Auzi, șaorma cu carne de rață. Treaba ta! Ce părere ai de răspunsul lui Ștefan Ciuculescu când a zis, da, cum să nu, rață la tavă. Rață la tavă? Să vezi ce tavă apă iau. Da, o tavă apă, închide să apă, nu Ștefan. Ștefan, ce de te mene. Da, foarte tare. Foagă? Ce foagă, ce să vezi ce mă tăie. Cine vine să te susțină la meci? Un prieten apropiat și iubita mea. Doar atât. Oh, ce frumos! Da. De cât timp ești în relație cu prietenul? Soția mea
Dedesorul meu și Mihai Afteanasă. Ești căsătorit? Da, nu, urmează. A, ai zis soție că e deja la un alt... A, da, deja, luat. Să ne chem la nuntă, da. Să ne chem la nuntă, da? Da, mai adres. Așa, te rog. Mihai Afteanasă vine să te susțină. Da. Ești prieten cu Mihai Afteanasă? Da, da. Ești din Iași de acolo? Sunt în vecină, adică sunt împreună. Am tu ești unul din prietenii pe care el îi menționa în cadrul emisiunii foarte bun? Probabil. A, nu poți să divulg secretul? Trebuie să-l întrebăm... pe Mihai, e bine că ne-ai dat temă pentru data viitoare. Să-l întrebăm pe Mihai. Ce îți dorești tu după, să faci după ce se termină tot proiectul ăsta cu lupta în cușcă? Îți dorești să continui? Da, vreau să o chedul, asta e visul meu. Și dacă te bate Adrian Crăciun? Vă vedea. Dacă te bate, îți mai doresc să continui? Normal, dar asta e visul meu. Îți mai doresc să continui după... Categoric, sigur că da. Cu Donald. Ați început să vă antrenați? Da. Te antrenezi? Da, m-am antrenat. Unde? La Preda. La Preda, am înțeles. Și tu? Eu mă antrenez la Bombers, MMA. Da. Cu domnul Iordan Constantin. Da. Și a avut destul de multe rezultate și cu Fakiru, după cum s-a văzut, și vor fi aceleași rezultate și luni seara, categoric. Deci o să fie un meci interesant. Între ce Donald... de-ți aproape? Între Donald și Crăciun. Între Donald și uite că el are pe Mickey aici, dar nu-l se ține pe Donald. Ai făcut toată chestia asta și ca să crești în mediul online? Da. Uite așa, mă place și mă bat. Tu ai făcut asta și o vezi ca pe o oportunitate de a crește în mediul online? Probabil da, este și asta o oportunitate să crești, dar nu neapărat pentru asta. V-ați gândit și la partea financiară, că o să aveți după aia beneficii financiare? Nu, numai la partea financiară. Deloc? Deloc. Doar ți-ai dorit să vă salut. Doar să mă bat! Am înțeles. Da, eu da, e normal că n-ai cum să vii doar pentru treaba asta. E și o parte financiară pentru care vii. Deci da, și pentru partea financiară. Deci te-ai gândit și la partea financiară. Normal. Foarte interesant. Eu nu știu de ce, Ionuț, dar pe mine venirea în platou al lui Donald mă inspiră așa, parcă mi-e drag să participăm la o petrecere cu copii acum. Eu cred că și fica ta ar fi încântată dacă l-ar auzi. 100%. Să-i faci un filmuleț, dar doar cu vocea, știi, că dacă îl vede după aia rămâne, o să zică, păi, unde e Donald fizic? Te-ai gândit să mergi la petreceri de copii, să te costumezi în Donald Duck și să te distrezi cu ei? Uite, ai putea în loc să pui pavele, să te gândești să faci un business pe parte, să mergi la zile onomastice, să fii un fel de entertainer pentru copii. Vă vedea pe parcurs! Dar soția ta ce zice? Când îi spui să-ți pregătească mâncare, ai zis să rămâna pentru masă, la fel îi vorbești? Mai vorbesc așa, da? Tu îți dai seama ce e acolo? Nu mai trec la diverse, că nu are rost să-l întreb dacă tot așa ești. Fă-te de asta! Acum, pentru că ne-am distrat cu Donald, alături de Donald este și un alt invitat plăcut care l-are tatuat pe Mickey pe braț, deci chiar vorbim de Disneyland acum. Așa este. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la Fight Club cu Adrian și Răzvan și, bineînțeles, inconfundabilul Ionuț Atodirez. Regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. Am revenit, dragilor, din scurta pauză de publicitate. Mă mai uit uneori și eu la emisiunile pe care le prezentăm
Și zic, hai mă, să mă mai să văd ce fac și eu la emisiuni, mai ales că le urmăresc după aia, că nu le pot vedea atunci când sunt în direct. Și mă mai amuz că am cât o plecare din aia, o pornire așa bruscă, că vin în publicitate. Zici că cine știe cu ce m-am activat. Dar ăsta mi-e felul, adică eu așa sunt și în starea naturală. Și... Te-ai uitat la emisiunea trecută ce voce ai avut? Doamne! Donald e mic copil. Deci am avut invitații de marți când am filmat acea emisiune. Cu Andy Popescu și cu Zed, ai de la seara, dragilor, dar mi-am cerut scuze. Abia vorbeai. Da, și am făcut și niște greșeli gramaticale, vreo 2000 le-am auzit eu. Acum vă rog eu frumos acum, să mă iertați. Acum, pe bune, președintele României abia vorbește. Da, corect. Mie nu-mi place că eu nu trăiesc din comparații sub nivelul meu, ce-mi plac mai bune. Arate. Doar că se mai întâmplă, știi cum e, noi suntem concentrați, nu avem prompter, vorbim de la noi, suntem concentrați să dăm informația corect, să nu facem greșeli gramaticale, se mai întâmplă și ne cerem scuze, ne le asumăm pe deplin, să nu faceți ca noi. Faceți oameni, oare unde se cedează? Crezi că dai cu pumnul mai tare la Bila decât Adrian Crăciun? Vom vedea! Păi, ce zici tu, vom vedea? Vreau să zici, da, nu... Bubuiară! Ți-am zis? E cu bubuia? Crezi că vei da tare? Clar, mai tare decât o rață, dau. Atunci, eu sunt curios, atunci hai să vedem cât de tare dă rățușca noastră. Rățuștele șade mele... Șade rața pe gunoi, numără din 2 în 2, 2, 4, 6, 8. Lăsăm pe el în ordinea în care v-am prezentat. Lăsăm pe Donald primul. Hai, Donald. Oho. Dar cine te-a supărat așa tare? 841 pentru Donald. Ia să vedem a doua lovitură. Dă-te puțin de acolo. Să nu te lovească rățușca. Oho! Mamă! 915. Hai. Bun! Ce părere ai? Dar... Se putea și mai bine. Se putea și mai bine. Arată-ne tu. Mamă, dar băieții sforțoși, ce se întâmplă, măi, băieți cu voi, măi? Dar nu te doare pumnul? N-ar avea de. Ce îi face la șorma aia, că la cum dai cu pumnul, mă gândesc că mulți apă. Fii atent. Bun. Că și ei sunt foarte apropiați. Sunt acolo. De 900... Da. A dat un pic mai tare Donald, una un de 900. Un pic, da, uite că a sărit și el de 900. Da. E ceva. Bravo, bravo, bravo. Bravo, băieți. Considerație, stimă și considerație. Diferența de kilograme. Da. Câte kilograme ai? 85. Și tu, Donald? 100! 100 ai? Da! Mamă, și la 85, 16 kilograme. Ce rățoi gras! Ce rățoi gras ești! Ești bine crescut! O să mâncăm bine după meciul. Tu o să mănânci bătare! 85-100, wow, da? E ceva acolo. E ceva, 85-100, 15 kilograme. Bine, oricum, categoriile în general sunt de la plus 90 în sus. La heavyweight. Stai, ești tu bine cu pumnișorul, mă gândesc cum pregătești shawarma. Trebuie să nu-l supărați când mergeți să luați shawarma, că Adrian lovește bine. Da, până acum n-am avut probleme. Sunt convins. Câți ani ai, Răzvan? 23. 23. Îți dorești să faci o carieră din sportul ăsta de contact? Așa e visul meu. Dacă vezi că mergi bine. Dar ești cam mic de înălțime pentru 100 de kilograme. Și tu ai fost cel mai bun. Așa este de anotat la o categorie mică. El lucrează la categorie mare. Este lucrează la categorie mare. Păi nu știu că pavează, dar bine de știut. Cred că ar fi niște pavele puse de Donald altfel decât se pune în mod normal mozaical. Siguranță! Tu îți dorești să faci o carieră din asta, da, și să mergi mai departe? Chiar dacă te va bate Donald? Slabe șanse, dar da, sigur. Pentru că dacă pierzi, nu trebuie neapărat să renunți. Înveți din greșeli. Care sunt tatuurile tale care te vor ajuta? Ambiție, muncă multă și cam atât. Determinare să câștig întotdeauna. Tu ce tatuuri ai? Apu! Capul stă bine pe el. Stau bine pe antidepresivă. Stai bine pe cap? Tu nu stai pe fund acum, stai pe cap? Stau și pe apă. Am înțeles.
Am spus. Avem rubrica de întrebări, da și nu. Ne dăm o rubrică fulger cu întrebări, da și nu. Ați urmărit până acum Fight Club emisiunea, da? Știți despre ce e vorba? De data aceasta, așa cum a spus și eu, nu sunt întrebările cu da și nu, da sau nu, mă rog, alegeți până la urmă, fără variante explicative pentru cele 10 întrebări, doar răspundeți punctual. O să înceapă Ionuț cu prima întrebare. Ești credul? Da. Ești credul? Ai tendința de a fi șef în gașca de prieteni și întotdeauna să ai ultimul cuvânt? Da. Da. Îți place câteodată să faci rău ca să ai satisfacția răzbunării? Da! Da. Îți place să fii harnic, să-ți faci ordine în lucruri, să gătești? Da! Da. Ești de părere că în cuplu bărbatul trebuie să fie cocoșul? Da! Nu. Într-o relație amoroasă, îți place să domini? Da! Da. Îți plac copiii? Da! Da. Îți place să călătorești? Da! Da. E munca o prioritate pentru tine? Da! Da. Și ultima întrebare, îți place să mai și pierzi din când în când? Da! Da. E foarte important să mai știm să și pierdem, nu? Deci tu mulțumim ai zis pentru da. Răspunsul, da. Da? Pentru că întotdeauna din greșeli înveți și trebuie să știi să faci mult mai bine, să nu repeți aceleași greșeli. Foarte interesant. Da. Care a fost primul imbold de a te înscrie în această competiție? Asta îmi dorește mult timp. La tine? Tu înțelegi, eu nu am înțeles. A zis că își dorește de mult de când era mic. Îmi traduc eu. Turistic. Da, și eu îmi doresc treaba asta, pentru că vreau să demonstrez ce poate și un șaormar să facă, nu doar niște vedete sau persoane publice. Foarte frumos. Foarte frumos. O ultimă declarație către Adrian Crăciun. Ține-te bine! Ține-te bine! Ține-te. Sper că a încălzit Ștefan Ciuculescu tava aia, pentru că o să mâncăm rață în sânge, că nu-mi place chiar așa seacă. A fost cam dură, cam dură declarația lui. Rață în sânge, auzi. Nu-mi place, mă, vă vedea! Da, și nu plângi! Și nu-mi frumos! Nici tu să nu fugi. Stai cu minte, a zis. Categorie. Un rățoi cântă la copză și un rață la țapă. Acum, acestea fiind spuse, declarațiile fiind făcute, a fost chiar o emisiune de fan, așa, de amuzament, simpatică, cu două prezențe frumoase, Adrian Crăciun și Răzvan Donald, mai bine Donald, da, că te reprezintă. Ți însușești foarte bine personajul, pe mine m-ai distrat foarte tare în această emisiune. Eu vă doresc și nu numai eu, cu siguranță și eu, mult succes în această luptă care va avea loc în 28 noiembrie. A mai rămas foarte puțin timp, așa că noi vă dăm întâlnire și cu alte ediții, după cum am obișnuit, de Fight Club, o emisiune foarte plăcută și îndrăgită de către dumneavoastră și vă mulțumim pentru că suntem în topul preferințelor datorită dumneavoastră. Pe curând! Sponsorizat de LasVegas.ro.